de un cuvânt de duh preoțesc și să dea glas unei asemenea formații care a fost ascultată și, și de prea bunul nostru patriarh al României. Vă felicit din suflet. Vă îmbrățișez cu toată dragostea mea de dascăl și vă spun că numai așa va crește și se va dezvolta satul. De aceea recunoștința mea se îndreaptă astăzi către cei care ne-au lăsat o Românie unită și bine. Suntem în cumpăna anilor 1918-1920, în cumpăna când s-au realizat marele împliniri românești. La 27 aprilie 1918, un pământ românesc ales, Basarabia, venea la patria mamă. La 28 august 1918, Bucovina venea la patria mamă. Iar la 1 decembrie 1918, se realizează cea mai mare împlinire pe care a putut-o realiza neamul românesc, desăvârșirea Unității Naționale. Ei ne-au lăsat moștenire, ne-au lăsat testamentar, grijă să ducem mai departe o țară liberă, independentă și unitară. Văd în sală foarte mulți oameni tineri. Această generație de copii au acest mare testament de dus și de împlinit cel mai departe. Recunoștința mea se îndreaptă spre eroii neamului de acum 100 de ani. Trăim într-o vrance liberă, o vrance care însă și-a trimis tinerii să o apere, să o elibereze și să-și realizeze unitatea. Iată, în primul război mondial, țara plătește scump. 800.000 de soldați au căzut pe front în primul război mondial, la care se adaugă încă 400.000 de refugiați. Ei au plătit scump pentru unitatea neamului românesc. Unde veți merge în Franța? Unde veți merge în țară? Veți vedea mormintele eroilor. Vă salut cu respect pe cei care din jastră treburile zilei și ați reușit să ridicați un monument al eroilor. Astăzi întâmplarea a făcut să ajungă în Jarășea și să văd un colț al mormântului eroilor extraordinar de frumos realizat, dar tot atât de frumos realizat și de dumneavoastră aici, la Vișoară. Trăim într-o branche care a dat eroi cu totul deosebiți. De pe pământurile Vidrei facem cunoștință cu grupul Chidian, un grup de eroi, de 5 oameni care au plătit cu sângele pentru faptul că au salvat alți 4.000 de oameni. E vorba de 2.000 de soldați și alți 2.000 de oameni care au fost favorizați, ajutați să treacă de partea zonei care era liberă. Recunoștința mea de astăzi se îndreaptă către eroii căzuți în cel de-al doilea război mondial, în doborârea fascismului. Ei, dumneavoastră, trebuie să știți că și brânceni și, în mod deosebit, și locuitorii Vidrei au plătit scump. Sunt vii în sufletul meu, eram școlarel de vreo 8 anișori, exact cum sunt acești copilași. Cât în casa noastră de la Focșani, care era o casă de oameni deschiși,
mulți consăteni de mei